Meseria e brățară de aur. Tocmai din acest motiv nu se poate renunța la ea nici măcar în infern. Soarele nemilos îngreunează activitatea persoanelor care lucrează atât în spații închise, cât și a celor care lucrează în aer liber. Având în vedere prognoza meteo privind evoluția temperaturii în această perioadă, precum și în cea următoare, este necesar ca agenții economici de pe raza județului Giurgiu să asigure protecție persoanelor angajate când temperaturile depășesc 37 de grade Celsius. Salariații trebuie să primească zilnic apă, între 2 și 4 litri pe zi, asigurarea ventilației la locul de muncă, reducerea sau modificarea programului de lucru, asigurarea unei perioade de repaus la mijlocul zilelor caniculare, asigurarea echipamentului de protecție. Pentru nerespectarea prevederilor legale, amenzile pornesc de la 1.500 de lei și ajung la 2.500 de lei. Și având în vedere condițiile de temperatură ridicate, în acest context este necesar ca agenții economici de pe raza județului Giurgiu să pună în aplicare ordonanța de urgență numărul 99/2000 privind asigurarea protecției persoanelor încadrate în muncă când se înregistrează temperaturi extreme. Prin temperaturi extreme înțelegem temperaturi peste 37 de grade Celsius. În acest context, angajatorii vor lua toate măsurile prevăzute de această ordonanță de urgență și se va acționa pe două paliere. Una pentru ameliorarea condițiilor de muncă și pentru menținerea stării de sănătate a angajaților. Angajatorii care nu pot asigura condițiile prevăzute vor lua de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau al angajaților următoarele măsuri. Reducerea duratei zilei de muncă, eșalonarea pe două perioade de lucru până la ora 11 și după ora 17, și întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuității activității în locurile în care acestea nu poate fi întreruptă potrivit prevederilor legale.